Bună seara, dragii mei! Maria Liliana Oșca sunt. Începem o ediție nouă a poveștilor de succes din România. Este ultima zi oficială de iarnă. Mâine este 1 martie, așadar vă pregătesc o ediție de primăvară foarte frumoasă cu un om luminos. Vorbim astăzi la povești de succes cu coregraful, profesorul, fondatorul de școală de dans contemporan, regizorul Adina Cezar. Bună seara! Bună seara! Bine ați venit pe scena noastră! Vă mulțumesc foarte mult și chiar mă uit cu mare plăcere și mă simt chiar foarte bine. Aveți un spațiu care primește sau care știe să primească. Dăruim așadar această ediție pentru toate doamnele și domnișoarele, bineînțeles și pentru toți domnii care ne vor răsfăța mâine de 1 martie. Da? Credeți că se întâmplă așa? Așa ar trebui, bănuiesc. Pentru că vorbim de povești și vorbim de tradiție, avem această speranță că românii sunt oameni iubitori, iubitori de frumos. Da, și ar fi bine să fie și iubitori de tradiție, pentru că unul din lucrurile foarte importante în viață este să știi de unde vii, care ți sunt rădăcinile și atunci și traseul tău este mai luminos și mai echilibrat. Fără rădăcini ești chiar în bătaia vântului. Vorbim de rădăcini, astfel încât o să spunem Daneș și de aici începem dumneavoastră povestea. De ce Daneș? De unde vine numele? Și de unde vine familia dumneavoastră? Da, eu am fost născută pe Valea Oltului, la Călimănești, într-o familie de burghezi. Tatăl meu s-a născut la Câineni, deci înspre Sibiu. Era diplomat pe vremea respectivă, să fii diplomat în finanțe era extraordinar. Deci o familie chiar de burghezi, ca să zic așa, și cu o grijă am fost crescută foarte bine. Mă refer foarte bine la faptul că bunica mea m-a educat și din punct de vedere religios, pentru când eram copil eram cam nu prea înțelegeam eu despre ce e vorba, dar în timp mi-a dat seama că acest să știi ce e bine, ce e rău, cum spunea ea, asta se face, asta nu se face, a fost seară un îndreptar de fapt. Bunica mea mi-a dat, fiind o femeie destul de severă, mi-a dat un îndreptar în viață. Așa cum știm noi, asta se face, asta nu se face. Da. Mă gândesc că bunica așa gândea. Da, chiar așa. Ce se cade și ce nu se exact, cade. Exact, exact. Îmi spunea fato, asta nu se face. Și era clar că depășai o anume limită de bun simț. Și atunci trebuia să te porți ca atare. Deci, iară pot să spun că bunul simț a fost un lucru important în educația mea în copilărie. A fost o bază de plecare. Da, a fost o bază de plecare, da. Și ulterior am avut așa o viață, pot să zic chiar cuvântul fabulos, încât dacă nu aveam aceste rădăcini, foarte repede te poți pierde. Dar totdeauna există în subconștient ceva care te ține, care îți dă rădăcină și care îți dă parcă și traseu. Așa cum frumos spuneați, sunteți, până la urmă, nu sunteți fată de asfalt, sunteți o fată de pădure. Exact. Deci eu nu sunt un copil de asfalt. Slavă Domnului! Pentru că e foarte trist să cunoști doar beton. Când era betonul străzii, betonul blocului, când eram copil, foșnetul frunzelor, zgomotul oltului, cum bătea vântul, erau niște lucruri care și acum mă emoționează. Adică și sunt niște lucruri de referință. Mersul pe jos, la Călimănești, de exemplu, când mergeam cu bunica mea pe munte. Iar niște lucruri extraordinare.
Deci sunt un om norocos din punctul ăsta de vedere față de niște copii care nu cunosc decât un trolebuz, un apartament, un televizor. Lipsește. Hai să zicem, am avut o copilărie ecologică, ca să fiu la zi. O copilărie sănătoasă. Tatăl dumneavoastră, de asemenea, venea dintr-o familie numeroasă? Da. Tatăl meu venea dintr-o familie de 7 copii. Și iar un lucru extraordinar, tatăl meu a fost cel mai mare, a avut grijă și de copiii cei mici, pentru că așa se întâmpla când erai la țară, la Căinen, de exemplu. Deci tăticul a avut grijă de cel mai mic copil, de fratele cel mic, de fratele cel mic, care era de fapt cu vreo 4 ani mai mare decât mine. Adică foarte interesant, o familie adevărată, ce să zic. Și acum mă duc cu mare plăcere și vă dați seama cât zveri am și acum. Sunt mereu foarte bucuroasă pentru că sângele apă nu se face. Și unul din am veri care sunt cu doctoranți, profesori universitari, dar unul care de fapt îmi plăcea mie foarte tare de el era oier. Chestia asta pe mine mă impresiona foarte tare pentru că avea o robustețe și un adevăr la care eu vibram foarte mult. Din păcate s-a dus. Deci am foarte mulți veri. Și muzeograf și, adică tot un întreg periplu puteai să faci în spațiul ăsta al familiei mele. Eu am fost doamna atrasă spre natură și spre spiritele mai neconvenționale. Dansul pe mine m-a disciplinat foarte mult. Cum spun eu, mi-e place să spun că vin dintr-o familie burgheză și curentul hipiot m-a format ulterior, pentru că eu am prins și acest curent hippie, care eu la timpul respectiv îl simțeam ca pe o libertate, de fapt. Asta și era. Dar a fost un curent foarte frumos. Adică n-a fost, sau cel puțin așa am simțit noi, așa am simțit eu. Se puteai să spui că, bine, erau diverse, dar la noi în țară nu se întâmplau droguri, de exemplu, marele festival de la Woodstock. La noi, noi auzeam despre lucrurile astea, dar nu prea știam despre ce e vorba. Dar în orice caz era Janis Joplin, cântăreața aia, care într-adevăr te emoționa extraordinar. Deci după cum bat, ca să zic așa, emoția pentru mine a fost un lucru foarte important și din punct de vedere artistic și din punct de vedere de a merge mai departe. Empatia și starea emoțională care mi-a rămas de fapt și acum. Funcționez. La mine emoția funcționează ca un instrument de surviving, de supraviețuire. Nu întâmplător ați ales acest drum al dansului. O să ajungem la acest lucru important. Aș vrea să spunem așa cum a spus despre familie și despre mama. Mama era o femeie riguroasă, o femeie disciplinată și o femeie... Bunica. Da. Mama nu. Mama era o femeie foarte frumoasă, care era sclipitoare, oriunde apărea era o prezență. Eu am o soră, ea ne-a dat această educație. O singură soră aveți? O singură soră, da, care e profesor universitar în Algeria. Deci ea pe mine m-a îndrumat spre dans, dar în același timp în cadrul familiei făceam și pian. Și nu numai atât, pian, am luat lecții de dicție cu domnul Finteșteanu, deci știa să aleagă vârfuri, ceea ce mi-a rămas foarte clar în cap lucrul ăsta. La pian era doamna Pitiș, care era la timpul respectiv un nume, și Irina Șațchi, care acum are un festival la Râmnicu Vâlcea. Deci mămica nu avea rigoarea bunicii mele nici pe departe, era mai mult înspre boemă luxoasă, ca să zic așa. Dar a avut gândul să faceți
să vă pregătiți pentru dans, pentru instrument? Nu pentru... cred. Nu, nu cred. Eu cred că ei se părea că... Nu că ei se părea, chiar este. Asta este o educație foarte bună pentru niște fete. Se potrivește foarte bine pentru o fată. Și când am venit în București, deci am primele clase primare le-am făcut la Călimănești. V-au crescut bunicii? Da. De ce? Păi părinții mei erau tineri, acolo se întâmplau în București diverse lucruri, încă nu se arată. Părinții au plecat la București? Da, erau la București. Și vă lăsaseră o vreme la Călimănești? Am stat până la 8 ani la Călimănești. Și am fost de educația dumneavoastră și de sora noastră s-au ocupat bunicii. Bunicii, da. Bunica despre care spuneți, da, că era riguroasă. Exact, da, da, bunica. Și, cum au fost acei ani la Călimănești? Eu mi-amintesc rigorile și că nu aveai voie să faci asta sau asta. Mi-amintesc sărbătorile religioase care mi-a dat și acum o rigoare. Adică nu se mânca sau te gândeai că trebuie să ce mănânci. Trebuia să avem o perioadă de post, mergeam la biserică, eram mică. Toți în fața mea erau mari și îmbrăcați în negru și aveam așa tot o stare de mirare ce caut acolo. Dar îmi plăcea, până la urmă mă uitam, vedeam picturile, ascultam muzică care era foarte bâscă bisericească și toată această stare de rigoare și de tradiție m-a făcut foarte bine ulterior. Adică eu când mă întorc în copilărie, după această, vorbesc de perioada în care ne aflăm, pe mine m-a echilibrat foarte tare faptul că bunica mea te obliga să fii riguros. Adică, vă spun, până și postul. Noi nu aveam voie să mâncăm. Sigur că ne făcea mare plăcere când se făceau cozonacii. Se respecta cu sfințenie postul și practic se gusta din bucate exact în ziua, da, exact. În ziua sigur liberă, că noi ne duceam Crăciun, și pentru noi era o bucurie să gustăm aluatul de la cozonac, dar făceam niște, adică eram indisciplinate că nu aveam voie să facem așa ceva, dar toate aceste mici indiscipline, incorectitudini, viața căpăta un sens, pentru că altfel eram destul de obligat să facem aia sau aia. Și vă spun, pentru firea mea a fost, ca și dansul clasic, a fost o binefacere. Odată cu plecarea de la bunici de la Călimănești și mutarea în București, a început practic un drum, o viață, o altă viață acolo. Complet altceva. Asta deci eu eram la Călimănești, adică eram... Viața pe care ați început-o în București. Deci eram la Călimănești, niște personaje, foarte personaj, chiar foarte cunoscute în Călimănești. Eram brezoaicele, adică eram niște copii. Venind în București, foarte cunoscuți, niște copii foarte cunoscuți, venind în București, dintr-o dată am intrat în altă lume. Deci educația mea nu cuprindea deloc încă la Călimănești mari compozitori, mari dansatori. A fost șocant când am venit. Adică a fost o rupere complet. Adică prima, o schimbare totală. Totală. Prima rupere care s-a întâmplat în existența mea a fost venirea la București și intrarea în această lume, mai ales deci eu am început să iau lecții de dans la doamna Penescu Liciu, pentru că era foarte chic și foarte la modă. Era sper pe strada Braziliei. Doamna Penescu era o cucoană de o frumusețe extraordinară. Copiii cu care luam legătura nu mai erau copii de la Călimănești, erau deja copii de doctori, copii de profesori universitari, adică cu tot ce alt univers. Ce vârstă aveți când ați început? Pardon? Ce pe la 9 ani. La 9 ani, da. După care s-a înființat liceul de coreografie. E aici alt șoc. Vorbim despre liceul de stat. Până de atunci stat. Era o școală privată. Și numai persoanele, că înainte dansul făceau, cum se spunea, dansul să-ți dezvolte bunele maniere. Deci acolo nu prea te primea dacă n-ai avea un anumit statut social. Și de la 9 ani până la liceu ați făcut continuu balet. Da. Volens, nolens, asta era soluția. Deci am dat concurs la liceu de coreografie
Și am intrat, se dădea un concurs foarte serios, adică aptitudine muzicală, aptitudine fizică, ca la Paris. Adică trebuia să vadă mama cum arată, adică să vadă genetic cum o să te dezvolți, extrem de serios. Și erau condus de o doamnă, mare, mare persoană, mare femeie, Esther Maghiar, o ungroaică, evreică, care a condus școala ca pe un pension. Deci eu la liceu de coreografie am învățat istoria artelor, am învățat pian, dădeam concerte de pian la liceu. Oricine venea și făcea vizită la 8 nivel, la nivel foarte ridicat, politic, în România venea și vedea liceul de balet. Mi-am amintit și acum cum stăteam înșiruite cu niște floricele în mâini și primeam pe, nu știu, nevasta lui Reagan sau, adică de mică, și toate aceste lucruri se întâmplau într-o clădire ca un castel, care se află pe fostul locotenent Lemnea, care este cu o clădire cu cărămidă roșie, în marmură, cu sculpturi. Adică, dintr-o dată, viața mea s-a... Cât de importantă este copilăria și cât de important ți se trasează niște linii estetice. Pentru că în școală erau niște profesori. Deci am recuperat... sau am avut această șansă să recuperez din foștii profesori. Deci nu din noi, cei noi, noua generație cu altă mentalitate, că deja se început să se schimbe. Ați avut șansa să lucrați cu profesori importanți. Cu profesori, de, da. Directorul liceului, de directoarea liceului, a fost urmată de o altă persoană apoi la conducere? Dar pentru mine această doamnă, Esther Maghiar, mi-a marcat existența. Pentru că ea ulterior a devenit, în același timp era și directoarea școlii, liceului, dar a devenit și directoarea operei, baletului de la Opera Română. De la Opera Română. Cum se îmbrăca, cum mirosea, cum știa să apară când trebuia. Eu rar am văzut o femeie care știa să conducă atât. Adică avea ceva de lider, dar în sensul... Avea clasă. Exact. Exact, avea clasă. Da. Și mi-am amintit și acum... Și este practic figura care a urmat și după liceu în viața dumneavoastră. Da, a fost ca un ghid, recunosc. Dar mărturisesc că am avut o profesoară de pian extraordinară, tot evreică, pentru că am avut foarte mult... Adică eu acum îmi dau seama, și acum culmea, eu stau în fostul cartier evreiesc la București. Eu am avut această șansă să am niște profesori în mare, foarte puțin români, în mare, marea parte au fost evrei, care îți dădeau o seriozitate, adică nu prea aveai cum să o întorci. Riguroși. Extraordinar. Și cu dăruire și cu știau, adică atunci te chema, de exemplu, doamna Safirman, profesoara mea de pian, care la timpul respectiv mi se pare că mă terorizează, duminica mă duceam și studiam cu ea la pian, la ea acasă, fără să-mi ia bani, adică fără să ceară chestia asta, adică am fost educată într-o, cum spun eu, ca la pension. Ulterior lucrurile s-au schimbat, dar eu deja începusem să mă formez și știam ce e frumos, ce nu e frumos, ce trebuie, ce nu trebuie. Am intrat la operă, dar perioada de școală a fost foarte importantă, foarte importantă în formarea mea. Deci de asta îmi dau seama ce înseamnă un copil care este crescut într-o școală urâtă, chiar mă refer la clădire, cu niște profesori care sunt speriați de proprii lor elevi. La noi nu există, adică trebuia să-ți respecti profesorul, adică nu aveai încotro. Sunt acesta, dar pentru că vorbim până la urmă de artă, de frumos, un om ca dumneavoastră a dezvoltat acest simț și era normal să vă impresioneze sau nu mediul exterior, însemnând clădire, oameni, absolut. Design, tot ce vă înconjura. Absolut, absolut. Și ulterior chestia asta mi-a rămas. Adică unul din... Câteodată mă întreabă nepotul meu că zice, Adina, tu ai venit de la clădire și cum ai ajuns așa să știi atât de multe, să ai finețea lucrului bine făcut?
Și atunci eu îmi spuneam, pentru că totdeauna am știut să admir. Adică niciodată nu mi-a făcut plăcere să am lângă mine un om care să zică, eu sunt mai deșteaptă. Totdeauna mă uitam și zic, tare aș vrea să ajung așa. Și atunci faptul că eu admiram, totdeauna m-a tras în sus chestia asta. Ulterior, la operă, tot așa. Vă întrerup un pic, interesant de spus că ați absolvit liceul și imediat ați intrat la operă. Am intrat chiar înainte de a termina liceul. Chiar înainte. Iarăși, e un lucru remarcabil pe care am vrea să-l spunem. Da, pentru că, da, sigur că da. Adică au intrat 3 copii, printre care și eu, ceea ce era fantastic. Câți ani aveați? 15 ani. Minunat. Copil, da, chiar copil. Dar pentru noi, de fapt, asta era. Opera de-abia se deschise la clădire, arhitectul era Doicescu, făcuse, tot mirosea nou, avea apă caldă, totul lucea de curățenie. Era impresionantă clădirea? Da, da. Față de sărăcia care era în jur, pentru că în perioada 60 era o mare sărăcie, era frig, erau iernele îngrozitoare. Nu erau atâtea clădiri în București, nu era Bucureștiul atât de dezvoltat. Nu, în niciun caz. Și faptul că eu puteam să mă duc și să petrec vremea și să învăț la operă câte am învățat, a fost fantastic. Deci eu mi-am făcut până și educația pe parcurs. Directorii operei erau dintre marile personalități, printre care Marin Constantin, a venit Mihai Brădicianu, care venea într-o familie de moșieri. Vorbim de Danofsky, vorbim de nume. Eu vorbesc de directorul general, ăia mari. Așa am, deci Mihai Brădicianu era căsătorit cu Dina Cocea. Numai când apărea Dina Cocea și apărea Brădicianu, pentru mine era deja altă clasă socială, altă lume, alt univers. Când stăteam în cabină și că stăteai în cabină dimineața la 9, în fine, te duceai să-ți făceai o foarte dură existență, ca la armată. Când se spune că, când aud la televizor că politicienii noștri spun că balet politic, îmi dau seama că chiar nu știu pentru că, despre ce vorbesc. Pentru că să fii dansator este o profesie extrem de dură și trebuie să fii extrem de disciplinat. E ca la armată. Deci imaginați-vă că noi la 9-9 jumătate eram în sala de balet, făceam studii și continuam până la 2-2 jumătate, aveam 2 ore liberi și ne întorceam la operă ca să fie seara spectacol și așa mai departe. Încă un lucru extrem de important era că această educație care am avut-o, cu toate că era exact în perioada comunismului, de fapt nu a comunismului, deja clasele sociale erau extrem de amestecate. Niște oameni care nu erau foarte bine pregătiți începea să preia conducerea, dar eu totdeauna am avut acest noroc extraordinar de a lua legătura cu niște vârfuri. Repet, Mihai Brădicianu. Unii oameni spun despre el eventual că nu a fost un bun dirijor, dar din punct de vedere politică, managerială a operei, a fost fenomenal. Pentru că eu la 15-16 ani a fost prima ieșire a noastră când la Paris, la opera Garnier, cu spectacolul Oedip. E, dați-vă seama, noi, eram niște oarecare. Și mi-amintesc asta pentru amuzamentul nostru, că ne-am așezat, am încercat să avem o rochițică, o bonețică, o gentuliță. Și când am ajuns la hotel Quai d'Orsay, am văzut noi că ceva e neregulă, era o scară extraordinară. Quai d'Orsay este unul din marile hoteluri, sau erau la Paris, în care veneau numai diplomați. Deci până și chestia asta, Brădicianu a știut unde să ne ducă. Coborau niște doamne pe scară cu niște căței în mână și dintr-o dată noi ne-am simțit parcă eram într-o, cum să spun, atât de săraci și de jenant a fost momentul. De fapt, nimerisem la o paradă Christian Dior. Pur și simplu. Într-un loc fascinant ne-ați adus în acest moment. Continuă povestea fabuloasă cu Adina Cezar după o scurtă pauză. Să vorbim despre fraude, despre fraudele din lumea cripto. Ne orientăm un pic către perspectiva feminină și perspectiva de cămin.
De la relație am ajuns să avem un cămin. Dedicăm această ediție Bucureștiului. Era un cântec, poate chiar și un film, Buletin de București, și vreau să analizăm ce s-a întâmplat cu Bucureștiul în ultimii ani. Stopul cardiorespirator poate apărea oricând, oriunde și mai ales la oricine. Discutăm despre România, despre cei care înțeleg cât de complicat este momentul pe care îl traversăm. Complicat pentru România, complicat pentru Europa. Discutăm despre războiul din Ucraina și discutăm și despre scena internațională în anul 2023. Am pus un titlu generic, mai mult cerc, mai puțină pâine. Printre acuzațiile care se aduc puterii politice este că a pus Batista pe țambal în ceea ce privește marea corupție. Banii vin către tine cu eleganță, cu frumusețe. Astăzi vom avea o emisiune dedicată radiesteziei și am spus că anul 2023 va fi anul radiesteziei în România. Am pus un titlu, cumva parafrazat dintr-o carte, Cui e frică de Virginia Woolf sau o piesă de teatru, Cui e frică de statul român. S-ar putea încerca constituirea unei forțe de intervenție multinaționale pe modelul din Irak, care să fie o variantă alternativă la NATO și România să fie în felul ăsta atrasă într-un conflict. Așa este. Se discută de aproape 3 luni. Este propunerea americană, eminamente americană. Tema emisiunii de astăzi, ce pensii vom avea în câțiva ani? Invitata mea de astăzi nu a făcut altceva decât să trăiască o poveste în poveste, o poveste în ramă, așa cum învățam la literatură. În seara aceasta vom discuta despre volatilitatea piețelor și despre riscurile induse de această volatilitate. Despre digitalizare și transformare digitală, iată, este un trend în continuă creștere. Sunteți niște pionieri și nu bănuiesc că nu vă este ușor, dar o faceți cu foc interior, cu pasiune, cu energie. Astăzi vom vorbi despre o mecanică a succesului, despre o programare a prosperității, despre felul în care putem să ajungem, fie că suntem antreprenori, fie că ne construim o carieră sau suntem freelanceri, de acolo unde... Suntem în atmosfera boemă de la Paris cu Adina Cezar. Da, tocmai povesteam cum am ajuns de la aeroport la Quai d'Orsay la hotel și mi s-a părut nou ceva ciudat și când am spus că nimerisem peste prezentare de modă Dior. Vă dați seama că este un șoc. Adică n-ai cum, tu, era București, era sărăcie, mare sărăcie. Să nimerești la așa ceva. Sigur că a doua zi, când nu se mai făcea defileu, m-am dus să văd ce acolo. M-am și îmbrăcat cu unele lucruri, pentru că aducerea era foarte slabă și puteam să intru în ținuta unui manechin. Iar m-a impresionat foarte tare la acest hotel, acum sunt niște lucruri care îmi revin în cap, e că aveau niște telefoane ca pe vremuri cu pâlnie. Adică niște lucruri, adică era culmea luxului chestia asta, adică nu era o chestie de la un hotel oarecare, probabil că aveai telefon cu apăsat pe butoane de atunci, dar noi am avut telefon cu pâlnie, adică luai care era din bronz sau dintr-o chestie de asta. Deci, erau atât atenți la detalii, da, și pentru un om de artă sensibil ca fantastic, ca dumneavoastră, eu de asta spun că am avut noroc. Sesizați orice lucru exterior. Da, adică Mihai Bredicianu putea foarte bine ca român
să-și vadă de interesele lui, pentru că avea niște cunoștințe fabuloase. El, de asta undeva îmi displace foarte tare când aud lucrurile despre el, pentru că el a fost unul dintre, mai ales artistic, el a fost unul dintre oamenii care a ridicat opera. Adică el a dus toată opera la Paris, la un festival, deci premieră mondială, Oedip Enescu. Ce vrem mai mult pentru un român în perioada respectivă? Deci de asta vă spun că eu sunt și suma unor întâlniri. Bine, probabil că am fost și sensibilă. Tot în perioada directoratului lui s-a montat Le Marteau sans Maître a lui Pierre Boulez, Ciocanul fără stăpân, și am fost la un festival internațional, tot la Paris, cu spectacol, premieră mondială, noi niște români oarecare și așa mai departe, cu toate tarele care le-am avut în spate. Și am trăit dar un moment fantastic, pentru că și pentru francez Pierre Boulez era un excentric și un deschizător de drumuri. Dar pentru noi, ce să vă spun, adică noi veneam de la Tchaikovsky. Când am auzit prima dată Pierre Boulez, am rămas șocați, parcă am intrat într-o bucătărie în care se spărgeau vase, cel puțin așa ni s-a părut nouă la timpul respectiv. Și în sală a fost ca pe vremea lui Diaghilev, 1913, când s-a dat Sacre du Printemps. Deci a fost scandal în sală. Vorbesc de Le Marteau sans Maître, vorbesc dirijor Bredicianu. O parte urla și era împotriva spectacolului și alta care adula. Și eu rămăsesem cu Bredicianu, noi doi, că toată lumea s-a speriat, evident, colegii, și eu rămăsesem pe scenă și eram atât de uluită de ce se întâmplă, că și uitasem că eram pe scenă. Deci eu am trăit niște momente absolut fabuloase la timpul respectiv. Terminaseți momentul dumneavoastră și acum era finalul? Da, da. Exact. Și de asta zic că, bine, după aia s-a întâmplat că au rămas și Gabriel Popescu și Stele Popescu, care de fapt m-a ridicat, coregraful, era de fapt arhitect. De unde văd că și fata mea tot arhitectura a făcut. Deci s-a schimbat foarte mult după acest turneu, dar mie mi-au rămas întipărite întâlnirile cu marile personalități. Ulterior am ajuns să am o bursă, culmea, British, de Gaulle, Charles de Gaulle, la Paris, unde am terminat și sunt diplomată a Scolei Cantorum, care, printre altele, sigur, le proporțion garde și Dinu Lipati și-a făcut studiile la Scola Cantorum. Deci are o experiență extraordinară. Extraordinară, dar pe care am vrea să o dezvăluiți un pic publicului nostru, pentru că ați avut curajul, poate și șansa, de a căpăta această bursă și am vrea să spuneți un pic povestea venirii președintelui francez și da, iar ce era cu fenomenal. Aceste burse. Apropo de lideri, Charles de Gaulle era un lider mondial, fără doar și poate, și un imens, imens patriot și un imens francez. Sigur că nouă ne suna într-un anume fel. Pe soția lui Charles de Gaulle o cheamă Yvonne și pe fata mea o cheamă Yvonne. Apropo de toată impresia care mi-a făcut-o ți-o această... poate lăsa o persoană, da, pe care o întâlnești la un moment dat, da, în viață, absolut. Și deci care asta... marchează într-un fel sau altul, da, drumul, destinul. Deci, de asta vreau să spun că eu am avut niște întâlniri care, directe sau indirecte, pe mine m-au marcat forever, pe viață. Au fost câteva burse și dumneavoastră ați obținut această bursă. Și a fost singura. După aia au fost niște burse, dar au fost înainte și au fost în Rusia, la Leningrad. Dar singura bursă pe dans pentru Occident am avut-o eu. Ați câștigat biletul pentru Paris. Da. Și aici sigur că iară m-a ajutat Stere Popescu, care într-adevăr m-a dezvoltat. Nu era deloc drăguț cu mine. Aveți școala de balet rusească, i-ați admirat și iubit. Păi n-aveai cum să n-ai școala de balet pe rusească, oamenii de cultură că, ruși care v-au marcat. Despre asta e vorba. Că în perioada respectivă, la școala noastră de balet, unde era Esther Maghiar directoare, veneau marile personalități ruse, adică Lepeșinskaya, Maia Plisetskaya, Ulanova. Noi vedeam pe scenă niște fenomene
care acum nu prea le ai, adică de ca să aduci un mare nume, te costă de te buzucă și, în general, nu se mai merge la nivelul respectiv. Deci are un foarte mare noroc. Deci chiar profesori erau, ni se trimiteau ruși. Se monta la operă și se lăsa spectacolul pentru un timp de 3, 4, 5, 6 ani, intra în stagiune. Deci, iar am văzut dansul clasic la vârf. Nu că am fost eu la ruși, dar toată influența, adică baletul la ruși, și toată lumea știe chestia asta, e o banalitate, are o foarte mare importanță. Adică și acum. Foarte mare importanță, da, și da, a respectat nivelul pe care l-a avut dintotdeauna. Da. Așa e. Este un balet de vârf, un dans, da, de vârf. Dar și acum, adică când eram la Paris și studiam dansul contemporan și mai ales Martha Graham, și iară un mare noroc că profesorii de acolo, de la Paris, au fost, cum se numesc, demonstratrisii lui Martha Graham. Deci Martha Graham, deja fiind în vârstă, nu mai putea să predea. Și atunci avea niște colegi, niște studenți ai ei. Asistenți. Care îți trimitea direct școala Martha Graham. Adică eu n-am învățat prin intermediu. Am fost direct la sursă și cam așa mi s-a întâmplat în general. V-ați născut sub o stea norocoasă. Da. Am vrea să spunem momentul când ați ajuns la Paris și având școala de balet rusească, ați avut, să zic, nu neapărat un șoc, dar o mirare, pentru că acolo era cu totul altceva. Ați avut puterea să o luați de la capăt, să învățați și la un moment dat chiar să predați dumneavoastră. Așa este, da. Vorbim de dansul contemporan care a venit brusc la Paris. Așa e, așa e. Odată cu venirea dumneavoastră. Și acum mi-amintesc mirarea când am intrat în sala de balet, unde făceam studii, și am văzut ce se întâmplă, am fost atât de șocată, dar n-am mai stat să mă întreb de ce, cum, ce știu eu, ce nu știu eu. M-am așezat și am început prin imitație, am început să fac. Și eram atât de, cum să spun, îndârjită în ce făceam, încât colegii mei se uitau la mine cu o imensă mirare, pentru că ei erau mult mai detașați. Mie mi se părea orice minut de câștigat. Și iar perioada respectivă am văzut niște spectacole fabuloase, Elvin Nicolais, Cunningham, Martha Graham, voiajele care le-am făcut în perioada respectivă, am fost la Mont Saint-Michel, mănăstirea fabuloasă, adică a fost o perioadă, bine, după aia când m-am întors a fost coșmar, adică am avut o perioadă de vreo 8 ani, ceva de coșmar. Dar deja eram atât de încărcată de ce văzusem încât am suportat. Pentru că probabil e foarte greu să-ți meargă prost tot timpul. Dar când ai vârfuri și pe urmă ți se mai întâmplă, adică ai un plus că am avut niște prieteni la Paris, niște englezi, care în momentele în care mi-au fost foarte greu, ei îmi trimiteau mâncare, nu mai vă spun ce ajutor, reviste, așa, plus că mi s-au oferit, grație lor, de două ori bursă British Council. Deci tot de la Paris mi s-a tras, ca să zic așa. Tot de la Charles de Gaulle, tot de la nevasta lui Yvonne, tot de la fata mea Yvonne și așa mai departe. Adică și am stat la Londra, iar în niște condiții, văzând niște lucruri fantastice, niște spectacole, niște concerte, niște cântăreți. Deci la mine totdeauna am avut în vedere Everestul. Mă uitam sigur și la munții mai mici, dar totdeauna mă gândeam ce bine că sunt acolo. Pentru că a spus de Everest... Aici este vorba despre povești de succes, este vorba despre povestea oamenilor, nu neapărat vedete, ci oameni ca dumneavoastră care au urcat Everestul vieții. Da, e adevărat. Este vorba despre învingători. E adevărat. Și pentru Mersi. Că spuneți atât de frumos despre lumea pe care ați cunoscut-o, am vrea să trecem un pic în revistă și câțiva oameni fabuloși pe care i-ați întâlnit, în afară de Charles de Gaulle. Da, pe Charles de Gaulle. Și iar o chestie foarte interesantă. Deci eu stau într-o casă în care a fost casa lui, a locuit Rossetti de Saint-Cyr. Deci era un general care și-a făcut studiile, a fost coleg cu Charles de Gaulle. Vorbim din casa din București. Din casa din București. Extraordinar. Deci, extraordinar. Eu n-am știut că au fost colegi și că pe culmea, pe fata domnului Rossetti, o chema tot Yvonne.
Adică, vedeți, de asta spun că este destin. Pe fica dumneavoastră, pe unica fică, o cheamă Ivon. Ivon, da. De asta spun că undeva lucrurile, vrei, nu vrei, vin de se leagă. E uluitor, adică e... Pentru mine, la povești, nimic nu este uluitor, pentru că am înțeles de la invitații noștri totdeauna că acest drum până la urmă te poartă. Te poartă, exact, da? Exact. Ca un destin nu te poartă. Ca un destin. Da, da. Și mai este ceva. Eu n-am urmărit neapărat succesul. N-am urmărit neapărat să fiu vedetă. Chiar mi-a displăcut, ca să fiu sinceră. Nici nu prea înțelegeam eu bine ce înseamnă vedetă. Adică mi se părea o chestie care tot timpul trebuie să mimez ceva ce nu ești. Succesul mi se părea o chestie falsă. Dar totdeauna am avut în vedere evoluția mea. Deci, a contat avut... enorm de mult, da, evoluția dumneavoastră. Da. Ați plecat ca și copil cu, da, acest simț extraordinar de a vedea mișcarea, da, de a putea reproduce, da, simțul frumosului și de acolo încolo a însemnat harul cu care ați venit pe pământ. Da, așa e. Deci asta vreau să spun, că nu... Și acum refuz câteodată să... Că toată lumea spune Adina Cezar. Pentru mine e nimic, nu... N-am această... Aș vrea să vorbim un pic și de perioada aceea în care spuneți ca un sportiv, ca un soldat disciplinat, a, da, munceați ore în șir în sală. Da. Și v-am văzut astăzi mergând. Lasă urme baletul lasă, pe mișcări, lasă, pe mișcările, da, unei persoane? Sigur că da, lasă. Adică, probabil că nici nu... Acum sunt niște tehnici care salvează corpul uman. Și protejează mai mult piciorul, da, care e cel mai solicitat până, da, la urmă. Da. Talpa piciorului, care este șoldul. Piciorul, coloana. Coloana. Deci, acum sunt niște tehnici și niște gimnastici ajutătoare care pregătitoare ajută... Pregătitoare și ocrotitoare, cumva. Plus mâncarea. Alimentația, plus diferită? Alimentația, plus faptul că trebuie să bei apă, pentru că noi transpiram enorm și nu știam că trebuie să punem apă. Trebuia să luați niște suplimente? Era ar fi trebuit trebuia să știm toate chestiile astea, noi nu le știam. Dar eu, fiind având o energie ieșită din comun, și o structură până la urmă, structură, foarte, da, bună. M-a salvat, da. Și cum m-a salvat, și acum spiritul, puterea mea de decizie. Adică, asta vorbim de orele acelea fabuloase și solicitante în care trebuia să faceți chiar asta. O, da, o, de asta spun că este o profesie și cineva care se uită, dar de obicei, în fine, sunt foarte puțin cunoscători. Adică, sau măcar să vină să vadă un spectacol de dans de la cap la coadă. Adică, eu vorbesc, mă refer la marile capodopere care ar fi obligatoriu să intre în cultura generală a unui om politic. Adică, il faut le faire, adică, trebuie niște lucruri pe care trebuie să le faci. Și eu aș băga printre ascultatul Beethoven, Tchaikovsky, Chopin și așa mai departe, și aș spune și la culebetelor, aș spune și Giselle, adică sunt niște chestii obligatorii, ceea ce ai noștri cabrazii nu prea știu chestia asta. Deci noi nu prea aveam o alegere. Munca a fost pentru noi o obligativitate care ne-a devenit o necesitate. Deci, și așa ne-am dezvoltat, de că în general și colegii mei, aproape, nu chiar majoritatea, dar foarte mulți au devenit personalități. Adică în perioada mea, ți-o minte, cum ne uitam mai... Acesta este secretul pe care îl spuneți dumneavoastră acum, după ani de muncă în domeniu. Este foarte important că ați muncit temeinic, că ați, da, muncit cu un sel, da, nu neapărat acela de a deveni vedetă, ci de, nu, a fi pe scenă strălucitoare, da, pentru dumneavoastră. Da. Adică să-mi găsesc sinele, ca să zic așa. Și Adina Cezar l-a găsit. Încep și acum. După aia am plecat de la operă, deci am fost la operă, după aia am plecat de la operă, m-am dus la școală, după școala de balet m-am dus și mi-am făcut studiile la Paris, m-am întors, am devenit iară profesoară la liceu. Din păcate lucrurile se schimbaseră, nu mai era aceeași directoare, nu mai era aceeași atmosferă. După care, după 90, am înființat compania Contep. Este foarte important sub semnătura lui Andrei Pleșu, iar un nume o de referință. O extraordinară performanță, ați înființat, da, această, da, da, acest corp important pe care l-ați condus ani de, da, zile. Exact. Așa cum ați simțit dumneavoastră și așa cum ați învățat de la cei mai buni profesori. Despre asta e vorba. Deci, cum v-a selectat copiii? Cum v-a selectat? Aici e o problemă, și acum este o mare problemă, pentru că
Dansul clasic are o anumită dinamică corporală, dansul contemporan are altă, ca să zic așa, dinamică corporală, diferențiat puternic. Din punct de vedere al școlii de dans clasic, noi eram foarte bine cotați. La festivaluri internaționale se lua premiul întâi în Draci. Premiul întâi. Să te duci la Moscova și să iei premiul întâi la dans clasic era fenomenal. Adică eram foarte, foarte bine cotați. Mirina Liciu, Gabriel Popescu, Gigi Căciunal, ulterior, asta, el a luat niște premii la Varna, dans clasic. Deci o generație de oameni foarte bine pregătiți. Da. Deci eu acum s-a pierdut chestia asta. Pentru că vorbim până la urmă de o generație, nu vorbim de cazuri particulare. Da, de generații. De generații. Am putea spune că puteți deveni un bun de patrimoniu. Nu. După aia, apropo de perfecționarea mea, soțul meu a fost compozitor, compozitorul Cornel Lucezar. Deci am intrat iar într-o altă dimensiune muzicală care este absolut esențială. Dacă ar fi să aleg între toate artele, pentru mine muzica e contează foarte tare. Și ar m-am școlit. Deci și perioada de căsătorie pentru mine a fost ca la școală. Ascultam, știam, mă interesam. Diferențiați? Da. Sesizați? Da. Dintr-o și până la urmă selectați? Oh, da. Faceți și acum selecția aceasta, da? Oh, da. Deci eu totdeauna și cred că o să mor elevă. Pentru că toată viața mea am fost un elev și totdeauna am căutat un maestru, un pedagog. Un model, da. Dar vă contrazic un pic, dar în sensul frumos, nu sunteți și nu ați rămas totuși elevă, vreți dumneavoastră să rămâneți o elevă. Da, astăzi ați fost recunoscută și spun că nu este nicio regie când coregrafa Adina Cezar s-a așezat în fotoliu să fie cablată, s-a întâmplat să treacă o colegă de-a noastră, unul dintre directorii noștri, și uitându-se un pic a spus, nu se poate, coregrafa mea. Adina Cezar. Deci sunteți un profesor până la urmă. Îmi pare bine că semnalați, că de fapt nimic nu este întâmplător. Și când se întâmplă lucrurile astea, e ca o grație dată de Dumnezeu. Adică mi se pare un lucru. Dacă dumneavoastră nu v-ați recunoscut eleva, iată că eleva v-a recunoscut pe dumneavoastră. M-a impresionat, mărturisesc. Și în afară de faptul că acesta este fotoliu de invitat, a fost și fotoliu profesoarei. Da, asta chiar impresionat. Adina Cezar. Eu am trecut, mersi, vă mulțumesc foarte mult. Iar un lucru foarte important, trebuie să fii atent în viață la cele mai mici lucruri și să dai importanța de rigoare. Deci întâlnirea cu Dânsa a fost ca un omagiu adus chiar profesii mele și muncii mele. Mersi foarte mult! Se numește Cristina Turnagiu, este colega și directoarea noastră. A aflut și astăzi în premieră că a făcut balet. Da. Impresionant, într-adevăr. Mersi foarte mult, repet. Și viața trebuie să te învețe să știi să fii modest. Și să înveți din tot ce se întâmplă. De la o floare, de la un om, de la o idee, de la un zâmbet. De la primăvară și de la viață, dumneavoastră ați învățat și de la oameni. Și aș vrea să trecem un pic în revistă și întâlnirile fabuloase pe care le-ați avut cu câțiva oameni importanți. Ce să vă spun? Mie mi se părea, de exemplu, întâlnirea cu Dina Cocea a fost ca fenomenală. Era mică, m-am urcat cu ea în lift. Ea era îmbrăcată, eu rămăsesem, cu toate că aveam 15 ani, 16 ani, avea așa o prezență care te făcea mic, nu știu cum să spun. Ulterior, bineînțeles, am ajuns să câteodată săraca, chiar m-a rugat să-i dau niște lecții de gimnastică. Incredibil. Întâmplător sau nu, purtați același nume, Constantina. Același nume. O admir foarte tare pe Dina Cocea, pentru că numai că pentru mine e foarte importantă tradiția. Și la asta mă refer și la faptul la familiile vechi. Sigur că pot să fie familii vechi tarate, dar eu mă refer la transmisia asta genetică a ADN-ului. Cocea era o familie și Dina Cocea vine într-o familie. Aristocrată. Adică, da. Deci una din persoanele, plus că era de o frumusețe rară și avea o demnitate, știa să te țină la distanță, adică nu avea forma asta de familiaritate, că puteai să faci orice, să zici ce faci, dragă. Nu, nici vorbă de așa ceva. Da, bine, ținea o distanță elegantă. O eleganță până nativ, la urmă. Nativ. Adică nu aveai cum să fii familiar, să zici ce faci, doamnă.
la modul ăsta. Asta ar fi un nume, dar acum nu. Stere Popescu era o mare personalitate. Când a fost la Paris, Marius Constant, un soția lui Sonia Millian. Ce să spun, pictori. În casă unde stau acum a fost Nichita Stănescu, a fost Sorin Dumitrescu, a fost Daniel Turcea. Adică eu am fost înconjurată de inteligență. Trebuia să fiu foarte proastă ca să nu mă agăț de aceste șanse. Și eu, olteancă fiind, și continui să învăț în continuare. De la oameni, în jurul meu. Sunt deschisă, adică sunt un om... Și noi am învățat astăzi de la dumneavoastră frumusețea, eleganța, perseverența. Da, asta aveți dreptate. Și asta nu știu cât timp mai avem, dar eu de multe ori o întrebam pe Esther Maghiar, fosta mea directoare, cu care ulterior am devenit și prietene, și care am întrebat-o, care este secretul longevității? Cum știi să te porți? Și a spunea, Adina, dragă, disciplina. Deci dacă tu te scoli și te duci ca să iei de la bucătărie ceva, trebuie să faci cu toată seriozitatea, să o pui la loc, adică să ai această disciplină. Bine, chestia asta mi-a rămas în cap. Disciplina. Ați avut disciplina, ați avut la un moment dat ca noi toți tinerețea, care este fabuloasă și am să o citez acum pe profesoara dumneavoastră de matematică, care spunea senzațional, când ești tânăr, poți să ai și o singură pereche de pantaloni rupți cu sută, pentru că tinerețea este fabuloasă. Când ești în vârstă, trebuie să ai mulți bani pentru ca lumea să te placă, trebuie să fii bine îmbrăcat, să miroși bine, să ai o stare bună, să nu ajungi un bătrân care să depindă de altcineva. Și trebuie să vă spun cine e profesoara mea, cine a fost. Doamna bunica lui Oreste. Deci Oreste de la televiziune, care vine într-o familie de moșari. Deci o chema doamna Divezeanu și era fenomenal, a fost iubita lui unui poet extraordinar, o lume. Vreau să vă spun. O lume am încercat să descriem astăzi prin intermediul doamnei profesor Adina Cezar. Vă mulțumim din suflet că ați fost astăzi la Povești de Succes. Vă așteptăm într-o ediție viitoare cu povești fabuloase despre oameni, istorii și suflet. Vă mulțumesc foarte mult. A fost o plăcere. Mulțumesc telespectatorilor Canal 33 și vă urez așadar, dragii mei, o primăvară fabuloasă ca și tinerețea. Chiar da.